Salutare, oameni buni! Probabil ați auzit că, acum câteva zile, a fost o ședință comună a Parlamentelor României și Republicii Moldova. Comuniștii și socialiștii moldoveni n-au participat, evident. Și nici Simion, care a încercat să meargă în Moldova, deși are interdicție. Și evident că n-a fost primit. Deși actuala guvernare ar putea să-i ridice interdicția din punctul meu de vedere, că nu atentează la statalitatea sau independența Moldovei. Nu este un individ periculos. De fapt, asta e și ideea. Mulți, inclusiv comuniștii, au zis că ăsta este un pas spre unire, muhahahaha. Dar, cu părere de rău, îi contrazic. De ce? Vina este pe ambele maruri ale Prutului. O să încep cu România, că de aici sunt eu. Politicienilor noștri, în primul rând, nu prea le pasă. Lor ce le iese dacă s-ar face unirea? Au treburi mai importante de făcut, cum ar fi să fure. Claus a și zis că unirea nu se va face prea curând, Câțu și Ciolacu au zis doar de integrarea europeană, iar Ciucă a zis acum ceva timp că România sprijină intrarea Moldovei în UE, dar ca stat independent. Personal, nu înțeleg de ce se pune problema că ori unire, ori integrare europeană. Că nu e ca și cum cele două chestii sunt diametral opuse. A da, și mai e și Aur care țipă cu unirea, dar el nu prea se pune. Și acum trecem pe celălalt mare al Prutului. Maia baie, ba nu e cu unirea. Iar dacă Maia are o poziție vagă cu dus și întors, Gavrilița, actualul premier al Moldovei, a zis clar că Moldova vrea doar în UE, nu și în NATO, iar că unirea nu se discută. De ce această abordare mai directă, ca să zic așa? Păi la fel ca și în cazul lui Kuleba din Ucraina, așa gândește. Gavrilița este originară din Transnistria. La fel și familia ei. Acolo s-a născut, acolo a copilărit, acolo a fost educată. În caz că nu știați, bunicul ei, Trifon Catinescu, a luptat în al doilea război mondial, în Armata Roșie, evident, și a fost decorat de marele tată al națiunii, Iosif Visarionovici Stalin. Deci e normal să fie puțin românofobă și proruse. Și astea sunt chestii zise de ea, nu chestii inventate sau găsite pe site-uri de-alea dubioase. Ideea e că, am mai zis-o și o repet, unirea ar fi benefică pentru toți cetățenii moldoveni, indiferent de etnie și religie, pentru că astfel le-ar crește nivelul de trai. Și astfel s-a realizat și integrarea în UE, pentru că, la ora actuală, Moldova e cea mai săracă țară din Europa. Mă rog, Kosovo e mai sărac, dar noi nu îl recunoaștem, așa că nu se pune. Și mi se pare că nici moldovenii. Și Ucraina s-ar putea acum să fie mai săracă, dar ea are scuză că, nu știu cum să zic, dar cam e în război. Moldova e asemenea extrem de coruptă. E cea mai coruptă țară europeană, depășindu-ne chiar și pe noi. Și acum ignorăm Transnistria, care e cea mai mare piață neagră a Europei, pe unde toți mafioții europeni și nu numai au treabă, și care, cel puțin pe hârtie, face parte din Moldova. Pentru România, pe termen scurt, ar fi greu, pentru că România e mult mai săracă și are foarte multe probleme. Dar în timp, cu sprijin de la UE și o conducere cu cap, aceste probleme ar putea fi depășite. Și totuși, mult mai mulți din România vor unirea decât din Republica Moldova. Așadar, unirea egal integrarea europeană. Și în NATO. E singura variantă. Pentru că, am mai zis-o, Putin nu se va opri doar în Ucraina. Iar PAS-ul are mulți simpatizanți în România, s-ar descurca și aici, așa că nu înțeleg de ce se opune. Vă, ce părere aveți despre situație? Nu uitați să mi-o spuneți în comentarii. Eu am fost Diurpaneu, ne auzim la clipul următor. Salut!